Bun găsit pe canalul de YouTube Îngrijirea Florilor. Suntem în Israel, suntem la Utopia Park. Este un cadru extraordinar și pe lângă foarte multe orhidee pe care le-am întâlnit aici, este un parc dedicat lor. Sunt și alte mii de plante. M-am oprit pentru moment la bromelii, o clasă foarte mare de plante, foarte frumoase și foarte frumos colorate. Despre ele vorbim acum. O plantă care iubește foarte mult umiditatea, o plantă care are nevoie atât de apă în atmosferă cât și la nivelul solului. Este o plantă care, cu o formă atipică, cu frunze în formă de cornet, ele în acest cornet adună apa și este esențial ca el să fie tot timpul plin cu apă, pentru ca planta să se hidrateze. Pe lângă asta, spuneam, are nevoie și de o umiditate atmosferică ridicată. Trebuie pulverizate plantele, trebuie pulverizate frunzele. Acesta este cornetul de care vă spuneam. Din centrul lor pleacă bracteele frumos colorate. Aici o avem. Floarea este puțin semnificativă. Este aici în centru, ceea ce vedem aici colorat în roșu. Sunt bracteele, floarea nu rezistă foarte mult și nici planta nu trăiește mult, ea însă drajonează. În jurul plantei mamă apar mulți pui, pe măsură ce ei se dezvoltă, planta mamă moare, iar ei trebuie desfăcuți cu grijă, de aceea formează colonii. Mare atenție la bromelii, ele au un sistem radicular foarte slab dezvoltat. Este o plantă epifită care crește în mod normal în copaci și de aceea trebuie mare atenție în momentul în care despărțim puiul de planta mamă să nu rănim aceste rădăcini. Spuneam că este o plantă epifită, nu este însă și o plantă parazită, are același regim ca și orhideele. O bromelie nu trăiește foarte mult, însă dacă avem grijă, o putem perpetua prin acești pui pe care ea îi creează în jurul ei. O dată pe lună sau o dată la 3 săptămâni trebuie să fertilizăm bromelia. Mare atenție la ce tip de fertilizant folosim. Avem o guzmania aici. Aici avem o brisea. Dintre ele cea mai cunoscută este ecmea, cea cu frunzele marmorate. Sunt foarte multe soiuri, vă spuneam. Foarte important pentru ele este de asemenea dacă reușim să le creștem în poșuri suspendate, pentru că așa cum vă spuneam, ele cresc în mediul natural pe scoarța copacilor și atunci ar trebui să imităm și noi acasă acest lucru. Atât deocamdată despre bromelii de aici, din mijlocul lor. Sunt Oana Matei, dați like, dați subscribe canalul nostru de YouTube, vă aștept în continuare cu alte filmulețe din lumea plantelor.